Ultimatumul rus a expirat la ora 6, ora României, dar nu există niciun semn că militarii ucraineni ar depune armele. Deși sunt într-o situație dramatică și au avertizat că li se termină muniția, infanteriștii marini baricadați în subteranele uzinei metalurgice Azovstal, una dintre cele mai mari din Europa, rezistă eroic. Președintele și guvernul Ucrainei mențin comunicațiile cu apărătorii orașului Mariupol și au cerut Occidentului să livreze armament greu și muniții. Pentru Volodymyr Zelensky, întrebarea nu este dacă Rusia va folosi orice tip de arme, inclusiv nucleare, ci când. І не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. Світу не треба, світу треба готуватись до цього. Готуватись по-різному, не тільки антидоти, тощо там, да, бомбосховище, але з ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Ось що я маю на увазі. А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому. Будь-яку зброю. І вірити не можна. Armata rusă și-a reorientat concentrarea de forțe și atacurile spre Donbas, în timp ce continuă loviturile la mare distanță cu rachete și bombe lansate de bombardiere strategice, inclusiv la Kiev și Lviv. Au fost înregistrate explozii puternice în numeroase orașe, inclusiv în capitala Ucrainei. În periferia Kievului a fost distrusă o fabrică de muniții. La Harkov, doi oameni au murit și 18 au fost răniți când o rachetă a lovit centrul orașului. Вся городская територия Мариуполя полностью зачищенная от боевиков нацистского формирования Азов, иностранных наемников и украинских войск. Capturarea portului strategic Mariupol, chiar distrus aproape în întregime, ar fi cea mai mare realizare a rușilor după aproape două luni de război. Orașul permite realizarea legăturii teritoriale între Crimea și Donetsk.